având copilăria petrecută pe vremea cealaltă, n-aveai ce să faci cu banii și trebuia să cumperi ceva și să-ți dezvolți un hobby, să vină oamenii, să vadă, să interacționăm cu omul. Am început de mic copil, aveam 7-8 ani, să strâng insigne. Făceam schimb cu șoferii bulgari de tir care le aveau lipite acolo sus. Când veneau la PECO, eu le dădeam pionierești sau ce aveam române și făceam schimburi. Pasiunea s-a dezvoltat cu timpul, a început cu anticariatul. Sunt din familie de anticari, tatăl meu este anticar și el. Am avut tot timpul în casă cărți vechi, înconjurat de obiecte vechi. Apoi, personal, am început cu o colecție de fotografii vechi cu orașul Huș, unde am copilărit la bunici pe acolo. Și din schimburile cu alți colecționari am deprins mai multe cunoștințe în domeniul ăsta și am rămas în acest domeniu să și activez ca ocupație principală de bază. Mulțumesc Primăriei Capitale, care a avut o inițiativă excelentă, creând posibilitatea bucureșteanului să intre în contact cu obiectele vechi, să-și dezvolte cultul pentru obiectele frumoase, făcute să reziste în timp.